Deci, dintr-un disc de carton. Ce e? Dintr-un disc de carton, având diametru de 18 cm, se decupează un hexagon regulat. Deci, dintr-un cerc, în ipoteza avem un cerc. Disc. Da. Așa. De ce spune disc? Adică e vorba de partea plină. Nu dintr-un macer consilii. Deci, dintr-un disc de carton, cu diametru de 12 cm. Dacă diametrul de 18 era tot stil, adică, bă, 6 latura. Latura e de 6, da? Știm asta. Și era tot 6, da? Deci, se decupează. Se decupează un hexagon regulat. Cu pierdere minimă de material. Minimă. Numai alea care vă rămân, domnul profesor. Așa. Când de hexagon, hașorațiile. Numai alea, așa, hașorațiile, zonile alea. Așa. Pierdere minimă de material. Ca în figura unui exact așa cum ați făcut. Da. Perfect. Și pe la tabela cealaltă, domnul profesor. Pe cealaltă, pe cealaltă. Acolo, și acolo avem pierdere. Da, da. Prin urmare, vârfurile hexagonului se vor afla pe frontiera discului ca în figura 1. Deci vârfurile sunt bidis. Bun. Da. Aflați. A, perimetrul hexagonului. Avem diametrul 12, domnul profesor. Diametrul 12. Deci avem un disc, un cerc, sau ce cum scriem în ipoteză? Se dă discul. Putem să discute centru 8 și rază 6. Se dă diametrul 12 cm. Da. Și rază 12. Și aflați. Atât. Și o să faci un hexagon. Și aflați. Perimetrul hexagonului. Perimetrul A, B, C, D, E, B. Da, cu? 3, 6. B. B. Determinat aria hexagonului. Aria lui A, B, C, D, E, B. Calculați aria porțiunii de carton care se elimină în urma decupării. Aria așa. Așa. Aria așa. Aria așa. Așa. Și la D? Și la D calculați raza cercului înscris în hexagon. Raza cercului înscris în hexagon. Ai de un în hexagonul ăsta. Da, da, da. Mai și da, da. Și vrem raza. Adică raza. Practic așa trebuie să fie asta. Da. O e. Da. O e. Deci o e mega puțin. Asta e din nivelul vostru. Hai, atât de repede. 36 de unii. 36 de unii. Știi, 6 la. Deci, 6 la. Și la cum am zis 6? Da. Am zis că am zis diametrul 12. Și în urmărul 6. Deci, 6 ori 6. 6 ori 6. Da. 36 centimetri. Aria. Aria. Păi 6 cer pătrat, adică un triunghi. Are un triunghi, 6 cer de triunghi. Uite așa, va afla are un triunghi. Și câte triunghiuri din alea sunt? 6. Și toate sticherea de ale? Da. Și de tot ce 6. El pătrat, adică îl întrebi pe 4. El pătrat, adică 6 la pătrat, la intrat în 3, pe 4. Și face? Și face aici 362 și face 163 54 adică din 3 ce? Centimetri pătrați. Da, dacă s-au luat în aia aia așurat. Pi pătrat minus 54 adică 3. Sigur că dacă și pi Ori 36 pi. 36 pi, da, 36 pi. 54 ori 36 pi. 54 ori 36 pi.
Păi nu, dar nu ți-e zi 3,14, deci era de 3,17. Dar tu știi tu, 3,14, știi tu. Deci 36, 3,14. Minus 54, ori? 1,73, da? Da, și avem 1,3,14. Poți să spui aici, aproximativ egal. Da, aproximativ, da. Și egal mai departe cu, cât ai zis? 113,04 minus? Minus 54,73 93,42 și facem în final 19,62. Deci egal cu 19... Aproximativ egal cu 19,62. Dar ta pierdere avem de material și mai... Centimetri pătrați. Da. Cercul înscris în hexagon. Și acum arată cercul înscris în hexagon, e vorba de OE. Nu-i centrul de FOE. FOE, pătrați. Și este egal de FU... Cum FOE e mare, e mare la 2, are ca în 3 supra... Nu, e la ca în 3 supra 2.6 radical din 3 pe 2 și 3 radical din 3. Adică asta e tot problema pe care vă poate da la evaluare. Sigur, da. Pe nivelul vostru, e... Deci nu... Vietru și nu material. Exact, mai când era la povestea. Da, problema e destul de dificil acolo, dar aici... Aici nu. Pământeam în situație. Adică dacă știți că hexagonul s-ar putea triunghiuri echilaterale, dacă știți... Da, adică nu cam ce ar trebui să știm. Asta. Păi la hexagon trebuie să știi, să zicem... Cel mai important lucru este că latura hexagonului calculează ce ai scris. Asta ai scris? Latura era asta. L-am scris. Raza cercului înscris este... Lucrând voi acasă și vă împiedicați și spunem nu știu să fac asta, hai să mergem să ne clarificăm. Exact. Dar nu din astea, nu numai lucrurile din astea, că ai de sau examen. Știi, uneori intri în aceste o stare de neputință, de panică. Degeaba, nu vă dărim pe astea. Cum e de examen acolo? Am și eu o întrebare. Am și eu totul, pentru că eu nu știu dacă e un aprem cu băgării și vreau să văd dacă au dreptate. Ia. Până să vedeți copiii ce au ei, nu atunci nu. Atunci nu are nimic. Eu a zis că la cea zice. Eu așa că zis, am un spirit bun, au zis că el i-a zis că a zis la mate. Da, am zis că ce bine m-am știi tot. Asta e important. I-am zis, cum nu știi bine la titulina asta? Da, da, da. Deci mulțimea mare egală cu toată cei X din ieri, cu proprietatea. Deci mulțimea mare egală cu toată cei X din ieri, cu proprietatea. Modul din X minus 1 supra 2. Totul supra 2, modul tot. Totul modul. Așa, supra 2. Mai mic egal decât 10. Sigur să cercăși toată cei X. Nu poate. Scrisă sub formă unui integral este. Deci, asta trebuie să rezolvăm ecuația asta. Da.
Adi, contul meu. Păi, în modul din X minus 1 sub la 2 trebuie să fie mai mult. Mai indicat decât 10. Ce este echivalent? Echivalent cu o minus 10 mai mic egal decât modul din X minus 1. Minus 10 mai mic egal cu X minus 1 pe 2. Pe 2. Mai mic egal decât 10. Ce ar însemna echivalent? Cum se pot cu 2, da? Da, și să fie minus 20. Minus 20. Da, mai mic egal decât x minus 1. Mai mic egal decât 20. Da. Acum adăugăm plus 1. Da. Minus 19. Mai mic egal decât x. Mai mic egal decât 21. 21. Adică, de fapt, asta e că x aparține în acolo. Valul închis, minus 1 plus 21. 19, 20. Da. Sper că. Nici e cum prin 10, domnul profesor, dacă mi-am integrat decât 10, nici nu e de la minus infinit. Deci să ne amintim la Javadi, modul dintr-o expres e de x, când mă expres e de x, mai mic egal decât un număr a, decât un număr de a, una real pozitiv. Că nu poate să fie mai mic decât un număr negativ. Modulul e un număr pozitiv, da? Se traduce aici expresia poate să fie a sau un număr a sau mai mic decât a. Da? Deci a sau minus a. Altfel spus, când explicităm modul dintr-o x, modul din x, da, egal cu x dacă x-ul e pozitiv. Așa cum am zis. Și egal cu minus x dacă x-ul e negativ. Așa. Și undeva punem egal. Și, sigur, undeva se pune egal. Ori cu aici, ori într-un loc. Deci modul din x egal cu x dacă x-ul e pozitiv, egal cu minus x dacă x-ul e negativ. Așa. Și acum, noi am făcut să fie mai mic decât acel număr. Da? Da. Deci ce poate să fie aici, expresia asta? Poate să fie un număr, dacă e pozitivă, mai mică decât a. Și dacă e negativă, mai mare decât minus a. Da? Mai mare decât minus a. Așa asta înseamnă că este între cele două valori. Da? Da. Că este echivalent asta, poate spune și e de x, este cuprinsă între minus a și respectiv a. E de x, de minus a și a. Iar dacă ar fi modul din x, hai să vedem și asta. Modul din e de x mai mare decât a. Da. Mai mare decât a. S-ar traduce echivalent. Mai mare sau egal. De la minus infinit până la... Este complet, este partea complementară a acestea. Deci când a fost mai mic decât a fost între minus a și a. A, da, și acolo ce rămâne în afară. Exact. Partea complementară, ce rămâne în afară? De la minus a până la minus a. Și de la a la a fost infinit. Deci din luna când am avut modul din x mai mic ca 2, ai spus că e vorba de x și minus 2 și respectiv 2. Deci aici este 0, 2 și respectiv minus 2. Deci este vorba de x între minus 2 și 2. Ei bine, am avut acum modul din x mai mare decât a, înseamnă că nu zona asta este, ci zona cealaltă. Aici, modul din x, nu e mai mare ca a. Deci, aici, cu o parte și cealaltă parte, modul din x, mai mare ca a. Și s-ar traduce cum? E de x, expresia e de x, aparține de la minus infinit la minus a. Ce s-ar întâmpla că e de x e mai mic decât minus a. Sau, poate vine tot atât de clar, e de x aparține de la a la plus infinit. Ceea ce am observat
e de X mai mare decât asta. Da? Și în momentul de față, asta se rezolvă, e ecuație banală. Păi, depinde de expresie de X, fără discuție, da, se rezolvă. Mai vrei să mă întreb ceva? Da, eu mai aveam din astea mai de algebra așa, dar a găsit mama Marie o problemă. Ar fi și ușoară, de la prima parte. În cercul de centru O și rază R mic, rază R mare 6, deci în cercul de centru O mare și rază R mare 6, da. Este în sens triunghiul MAB, este înscris triunghiul. Triunghiul A. MAB. MAB. Cu măsura unghiului M. Măsura unghiului M. Înscris. Măsura unghiului M. Măsura unghiului M. Da. E 60 de grade. Și cere aia cu ochii hașurate. Așa. Dacă faceți acolo, desigur, da, nu știu ce da, da, da. Deci avem un triunghi, un cerc. Iar un cerc face asta. Deci vă vreau să fiți atenți, da? La explicațiile domnului profesor și totul. Deci, în cerc face asta, avem scris un triunghi. Că el sunt despre a fost.
Ori de aici, ori de aici, ori de aici. Și atunci, arcul ăsta este 120. Și ăsta la cel tot. Deci 120 de grade. Ori 120 de grade. Și la copii, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 pi. 36 supra 3. 12 pi. Am văzut eu aici în domnul sau ceva, ce vreau vrea să arătați că numărul X3 bara. Mi s-a arătat, arătați. Că numărul X3 bara ori X5 bara plus 1. X3 bara ori X5. X5 bara plus 1. Plus 1. Este pătrat perfect. Oricare ar fi cifra mai nulă X din baza 10. Pătrat perfect. Oricare ar fi X mai nulă. Diferit de 0, cifra, da? Da, cifra din baza 10. Ce înțelegi din asta? Cine vorbește? Erona. Păi X la X3, când scrie ca 10 X plus 3. Ori deci 10 X plus 3. Ori 10 X plus 5. Ori 10 X plus 5. Plus 1. Și la 100 X la 2 plus 100 X la 2. Plus 50 X plus 30 X. Plus 50 X plus 30 X. Plus 9. Plus 3 la 5, 15. A, plus 16. 16. Și egal. Atenție la calcul, copii. 100. Dă un 2 pe cuvânt. 100x pătrat, păi trebuie de stare să ne explicați. 100x pătrat plus 80x plus 16. Plus 16. Și egal cu? Facem delta. Da. Și aici vă dăm într-o paranteză, punem x, mă, punem x. Am putea să scoatem un 4 ca să mergem. Un 4, îi pătrat pe T. 4 pe lângă spate se vede ce la 25 x pătrat. 20 x plus 4. Da, și poate aici mai înseamnă ceva. Poate acum am pus. Acum e un binom, cred. 5, 2, 5, 5 plus 2. 2, da, 5 x plus 2. 5 x plus 2, da? Și deci egal cu 4. Care te rămâne ca pe la 2. Lângă. Capul 2 la 5. Deci hai să scriem de sub, egal cu 2 la 2. 2 la 2. Da. Pe tocmai. Dacă faci din 8 și 2 la 2, nu mă. 2. 2 la 2. Și pătra perfect. Și care putea să fi văzut chiar de 2 la 5. 10x. 10x plus 4. Plus 4. Putea să observați de la 10x plus 4, duc la pătrat. De două ori prima oară a doua, 80x plus 6. Pătrat e perfect. Și dacă ai scris totul ca un pătrat perfect, este... E pătrat perfect. Da. Pătrat perfect. Da. Mai am una, doctor. Te rog. Demonstrați că x minus 1 la 3-a... Nu mai cere cea, x și cea. Dacă... A, asta, vă scrie. Demonstrați că x minus 1 la 3-a... Eu știu, după, dacă scrieți acolo. Da. X minus 1 la 3-a, minus x. Minus x plus 1. Minus x plus 1. X plus 1. Nu, a scris minus x. Minus x plus 1. Ma, minus x plus 1. Este egal cu plus 1. Minus 1. Minus x plus 1, da. Este egal cu x pe lângă 1 minus x. X pe lângă 1 minus x. Pe lângă 2 minus x. Pe 2 minus x. Oricare fi x aparține de el. Să vedem, ia să mai zic deja cineva, dar și cum. Adi. Cum ai face pe exercițiul ăsta? Ești în fața lui. Aș da un minus în factor, acolo cu x plus 1. E, da un minus aici. Da. Deci, când eu plec de la minus, că x minus 1 la 3-a, minus, aici este x minus 1, așa e gândit, egal cu. Egal cu, ies o x minus 1. Cum se iese? Nu dau seama, dar nu văd. Hai, zi, mă. Zi, Adi.
mai face, zi. Este x minus 1 x la 3, da? Da, da. Și aici este x minus 1 la 3. Așa este, corect. Dar dacă ar fost x la 3 minus 1 azi, x la 3 minus 1. Păi ar fi... Tot așa. Păi, tot așa, x minus 1 totul la altă. X minus 1 totul la altă. Pe toți am dat aici. Dar din toată așa și face o faceți asta. Să zicem, ca să ideea că totul la altă. Zicem, x minus 1 pe lângă x minus 1 la 2. Da. Pe lângă minus 1. Da, minus 1. Și e cam zic, parte x minus 1 să rămână. Zici tu, nu? Și ce să fac acum? Și acum x minus 1 minus 1 pe lângă x minus 1 plus 1. Așa, x minus 1 minus 1 pe lângă x minus 1 plus 1, da? Da. Și minus 1 plus 1 așa. Și rămâne x pe lângă. X pe lângă. Dar era x minus 1. Uite, da, l-am zis aici și ca să ne apropie. Dar la mare, dincolo. Dar la forma... Aia, cu x, așa pe față, nu-i tot problemă. Ideea aia îl duce așa. Și vreau cu x pe lângă x minus 1, pe lângă x minus 2. Și totuși nu-i ca ce. X-ul este, da, acolo e 1 minus x și 2 minus x. Ce te face? Deci nu suntem... Scoate un minus fără cumă. Și aici, și aici, da? Da. Minus ori minus, va face plus. Da. X este același lucru, da? Deci e x pe lângă 1 minus x pe lângă 2 minus, minus x. Cum nu profesor să se face așa? Cum? Nu, aia de mă vorbești, da, ajută-mă. Da, adică nu înțeles. Deci? I-am observat că n-am înțeles. Scoțând minusul aici în factor, ăsta de aici, care e cu plus, devine cu minus și minus 1 devine cu plus. 1 minus x. 1 minus x. Da, da, e minus aici, aici cu minus. Da, și ăsta mai e minus aici. Și mai este un minus aici. Și minus cu minus ia și plus. 2 minus x și minus cu minus va face plus. Plus ia. Și face exact. Și o aranjezi așa cum? Ori pe asta, dacă vrei să nu muncești la ea, o lași așa și o aranjezi pe asta. Dar n-avea rost să, câte vreme pe asta o pot aduce pe de aici, n-are rost mai vertipul. Deci, încerc să vă zic, nu trebuie să pierde nici măcar unul din cele 5 care vi se dau. Pentru că dacă voi tu o lași așa, nu-ți dă cele 5 puncte. Îți ia? Îți dă profesor? Nu e identitatea. Nu e exact aici. Și acum să-i explicați cu asta. Așa. Deci dacă ai fost azi așa, x la 3 minus minus x plus 1 egal cu nu știu cât. Da, hai să lucrăm. Ca să știi aici, domnul. Da, da. Acolo nu trebuia din la fel cum avea tot cu... Nu știu rezultatul. Da, s-o aduce la forma mea cea mai simplă. Expresie e de x. Asta este. Tot am eu, și vreau să aducem la forma cea mai simplă. X la 3 minus 1 minus x plus 1. Hai, Mario. Maria, cred că știe. Hai, adu, tu, să vedem cum, ce e el. Dacă nu știi, face Maria. Dacă nu știi. Nu mai este x la 3-a, x minus 1 totul la 3-a. Să scoți. Cum? Sigur că da. Deci mai am descoperit. Așa o... Da. Deci eu vreau să fie ceva... Și eu, că da, tot așa vreau. Așa, ceva. Dar uite... Haideți să faceți altă lucruri. Haideți să lăsăm așa. Vrei să puneți minus 2 plus 2? Nu. No. Vreau să pun minus 4. Minus 4. Deci, vedeți că aveți 2 minus acolo. Da. A doua la o formă mai simplă. Uite, așa, dacă nu te vezi. Hai, Adi. Hai, Adi, ea nu știe. Ia să mai crea și tu ceva. Toate. Exact. Oi, doamne. Da, acolo după x la 3 nu mai puneți nimic, nu? Nu. Acolo cu x la... Ce? Pe dăm un x sfat cu 1 la x la 3 minus x.
Da. X. Așa, da. Și o să avem și X, pe X la a doua minus 1, minus 4. Și să avem X minus X minus 1 lângă X plus 1, minus 4. Și egal cu X pe lângă X minus 1 pe X plus 1. Și și nu, să văd și o formă mai simplă. Asta e simplu. Mai bine o să așa. Mai simplu. Aici, Miruna, apropo de ce am zis mai devreme, x la a treia minus 1 minus x plus 1, atunci se scade în 1, minus 4. Și? E aceeași chestie. Este aceeași chestie, sigur, ca mine. Minus 1, plus 1, zuc. Păi ce da, nu da, nu vrem mai. Dar te va urmări. Asta de aici. O scriem ca a la 3 minus b la 3. Și face x minus 1. A, deci nu-i pot mai. A la 3 minus b la 3 se dăm. A la 3 x minus 1 pe lângă a pătrat plus b pătrat. A minus b pe lângă a pătrat. Plus a b plus b pătrat. Plus b pătrat. Vă aplicăm și aici. Deci vine x minus 1 pe lângă x pătrat. Plus x pătrat. Plus x pătrat. Da? Și minus. Minus. Acum arată în față. X minus 1 da. Minus plus. Da? Și minus 4. Și minus 4. Și dar acum o x minus 1 dăm. Acum să facem un x minus 1 de la da. Și x minus 1 pe lângă x pătrat. Plus x, plus 1, plus 1, minus 1, și minus 4. Și minus 4. Da. Deci am plus 1 cu minus 1. Da. Face cât x minus 1, pe lângă x pătrat plus x, minus 4, da? Și era de să fac, este aceeași formă de înainte. X pe lângă x minus 1, pe lângă x plus 1, nu putea să fie altceva. Minus 4. Care era forma de pe care am scris-o mai sus. Formula. Da, da. Am văzut. Dacă cumva se întâmpla ca la viitor să fi fost ceva care să fie desimplificat, atunci trebuia să gândiți așa un artificiu de calcul, să vedeți niște lucruri. Da. Tot în subiect 3, o piramidă triunghiulară reculată. Iată de la geometrie. Stați să facem clasă de algebră și după aceea. Stați că vă dau eu acum algebră și după aceea facem finalul cu aia și da. Se consideră expresia e de x egal cu modul din x minus 1. Modul din x minus 1, așa. Da, plus modul din x plus 3. Unde x aparține mie? A. Arătați că numărul e de radical din 2 este irațional. E de radical din 2? Irațional. Aparține ce înseamnă irațional, că cum scriu asta? O scriu irațional, o scriu aparține lui i, lui o scriu numărul da. Irațional, o scriu că aparține lui el minus p. Corect. Și b, demonstrați că e el minus p, adică nu-i fracție, nu e la număr rațional. Și b. Și calculație de x. După ce? Calculație de... Da, e de x. E de x. Calculație de x. Bun. Ce vorbești? Păi hai să vorbești tu pe tot că... Păi era ca din 2 minus 1 rămâne așa. Deci mă dau de la 2 minus 1. Că facem prima. E de radical din 2, va fi egal cu... Radical din 2 minus 1. Radical din 2 minus 1. Modul... Radical modul, dar nu are rost că 2 și 1 și ceva minus 1. Deci rămâne așa, plus... Radical din 2 plus 3. Radical din 2 plus 3. Și ca radical din 2 plus 2. Și numărul ăsta este irațional. Deci vine 2 de radical din 2. 2 radical din 2. Plus 2. Plus 2. Și doi pe lângă radical 2 plus 1 și radical. Cum poți să spui că este radical din 2 plus 1 dă cu virgulă și dă doar cu virgulă, 2 tot dă cu virgulă. Da, dă cu virgulă și are infinitate decimale. Tu știi ce înseamnă irațional? Că nici da, mai am un lucru mai mult. Da, nu poți să spui așa, 2,41 plus 1 dă 2,41, 2 dă 4,41. În mod normal, ăsta se face felul ăsta.
Deci alertărâncă radical din 2 nu este rațional. Dar știm asta. De ce sunt mai alertărâncă? Adică să scoatem? Nu. Nu, nici ai cum să scoatem. Deci, demonstrăm că radical din 2 aparține lui iar minus Q. Sau știm că radical din 2? Nu. A, nu. Demonstrăm. Că nu este. Că nu e fracție. Nu pot să-l așez în formă de fracție. Radicalii 2 plus 1. Pe 1. Radicalii 2 pe 1? Da. Asta nu e fracție. Că numitorul 1 nu poate să fie vorba de așa. Deci trebuie să arătăm că radicalii din 2 nu poate să fie așezat niciodată ca fracție. Deci știm. Demonstrăm asta. Da? Presupunem negația. Presupunem că radical din 2 s-ar scrie, prin reducere absolut, s-ar scrie din forma nu de n. Ca o fracție. Uh-huh. De aici unde n și n sunt niște numere întregi. Și nu diferit de 0. Da? Și n diferit de 0. Neapărat. Atunci, de aici ar rezulta că de chemam din n la pătrat, și s-ar scrie că 2 e egal cu 1 pătrat plus supra n pătrat. Da. Din asta reiese că 1 pătrat se scrie ca 2 ori n pătrat. N pătrat e 2 ori n pătrat. Dar dacă întreg la pătrat de 2 ori ceva, se scrie ca 2 ori ceva, înseamnă că el este 2 ori ceva. Da. Deci dacă cineva un pătrat este tot oriceva, înseamnă că el singur trebuie să fost multiple de pătrat. Mm-hmm. Deci de aici rezultă că în m, e forma 2... Ori ca pătrat. 2 ca. 2 ca, corect. Eu nu număr 4. N sau A? M, fiindcă e 2 oriceva, m la pătrat fiindcă e 2 oriceva, el, m singur, la început, trebuie să fi fost multiple de 2. Și asta înseamnă, înlocuindu-l pe M aici, 4K. Urmează 4K pătrat. Egal cu 2 ori N pătrat. De aici, prin, împărțim prin 2. Da. Și reiese că 2K pătrat egal cu N pătrat. Priveți pe N pătrat acum, ca fiind doar ceva. Atunci ne pătrat fiind de la ceva, nu este multiplu de 2. Un 2 cu 2. Tot par. Tot par și el. Și iată că M trebuie să fie obligatoriu multiplu de 2. M trebuie să fie multiplu de 2. Și atunci radical din 2 se scrie ca fiind M pe N. Nu? Așa am văzut M pe N. Și mai fac precizarea că mă pe mine asta este deductibilă. Că dacă ar fi simplificat, o simplific până sub egalitate. Da? Deci mai fac și precizarea. Pe spune că s-a scris așa, unde mă pe mine ireductibilă. Mai adăugăm aici. Este ireductibilă. Ireductibilă. Ați zis, știți de ce se înseamnă? Nesimplificată. Da. Și acum când mă duc, radical din 2, de tipul 1 pe N, egal cu M. 2K pe 2K. Pe 2 pe 2. Să iei reductibil. Și iată simplifică. A, pe când? Pe cum? Ea mai este reductibilă. Și eu am spus că este ireductibilă, nu? Da. M pe N, ireductibilă. Contradicție. Contradicție. De unde a provenit contradicția asta? De ce? Dar presupunerea am îndrăznit să presupun că radical din 2 s-a scris ca o fracție. Da, dar dacă nu e așa. Deci, faptul că radical din 2 este număr irațional, se demonstrează așa. Era interesat să demonstrăm și la examen, atât din cât și cam, dacă scriam mai tare, radical din 2 este numărul irațional. Da, pentru voi,
la nivelul clasic. Cred că erați licență zic așa. Suficientate, că radical din 2, așa trebuie. Cum radical din 2 liberație, nu? Cum? Radical din 2 aparține lui ier minus Q. Adică este ierația. Rezultă că radical din 2 plus 1, cum aș fi redactat eu? Pentru radical din 2 plus 1 aparține lui ier minus Q. Rezultă că 2 pe lângă radical din 2 plus 1 aparține lui ier minus Q. Și pe asta cred că așa trebuie la terminată redactarea. Nu îi se cere raționamentul ăsta pentru voi. Dar a venit vorba despre faptul că tu ai spus mai devreme ceea ce știe toată lumea, mai trebuie să demonstrăm. Care e toată lumea asta? Deci la matematică, când se pune problema să spui că un număr este irațional, adică trebuie să spui care e vintage decimal, niciodată nu sunt periodic, nu? Că fracțiile nu avem și fracții care sunt perice simple și perice mixte. Am și fracții cu vintage decimal. Numai că putem așa dovedi că niciodată extragând radical din 2 nu se întâmplă ca un anumit grup de decimale undeva la infinit să se înceapă să se repete. Deci el nu este sub formă de fracții niciodată. Deci asta e motivul. Mai avem de făcut? Da, modulul 3 răsăuția care. Așa. Nu l-am terminat încă. Da, da. Doar prima parte. Demonstrația ta, ok. Da, da. Pe ceva. Și prima parte, e de X. Aspectăm modulul ăsta. Medie de X. Și e de X-ul? E de la exceptul meu. Până la... Hai să lucrăm, e de X, nu? Da, trebuie lucrat, e de X. E de X-ul este... Calculație de X. Calculație de X, adică să vedem cum arată. Păi dacă e din R, înseamnă că X nu sunt va să fie și pozitiv și negativ, și avem două cazuri. Dar și X... Și X plus 3, dacă e X plus 4. Avem patru cazuri. Unul care a fost pozitiv, unul care a fost negativ, unul care a fost pozitiv și negativ, și unul care a fost negativ și pozitiv, nu? Așa am fi. Adică minunat. Dacă aș reprezenta numele ăsta pe apsă. Deci dacă aș reprezenta pe X minus... Hai să facem așa o șmecherie. X-ul de la minus infinit la pozitiv. Deci avem valori. Așa facem la niciodată. Avem valori. Deci dacă X-ul vine la minus infinit la pozitiv infinit, cum știi? Hai să ne ocupăm de primul modul. De, nu, de X minus 1. X minus 1 ăsta, când e din 0? Când e 1. Deci când X-ul este 1, valoarea X36 este 0. Și acum când ne ducem la niște X pe aici din stânga, ia să luăm un X din stânga, 0. Și dacă locuim 0 minus 1, deci orice X aș locui eu, locuim cu X minus 1 va fi numărul negativ. Dincolo de 1, fără timpul pozitiv. Și hai să mă pun și de cel de-al doilea. De expresia din întrebare, cea de-a doua. De X plus 3. X plus 3 devine 0 unde? Minus 3. Deci e minus 3, valoarea expresiei și este 0. Este 0. Și acum, hai să dăm lui X valoare. Minus 4. Din zona minus infinit, minus 3. Minus 4. Minus 4 plus 3. Negativ. Deci pe aici vor fi, indiferent ce e, X vor fi, da, eu din zona asta, expresia e negativă. Și pe urmă pozitiv. Și pe urmă, hai să vă dacă luați un X, 1, 2, 3 și mai departe, voi fi un număr pozitiv. Și acum, e de X arată astfel.